Este din întâmplare, nu este întâmplător că trăim în aceste vremuri acum, fiecare când a venit pe lume. Nu este din întâmplare nici că sunteți aici. În aceste zile eu mă tot întrebam oare ce să vă spun, ce să vorbesc. M-am gândit la multe teme și în cele din urmă astrologia mi-a furnizat tema pentru astăzi. În aceste zile, începând de miercuri, de pe la ora 16 și până astăzi, până pe la ora 16:41 din punct de vedere astrologic, este un eveniment foarte rar care se întâmplă o dată pe an. Se numește nunta cosmică. Este vorba despre faptul că Soarele și Luna se află în cea mai răsfățată poziție pe cer. Ele sunt aliniate și furnizează pentru noi o vibrație foarte înaltă. Trebuie să vă explicați de ce, să știți că vibrația înseamnă starea noastră interioară, este dată de starea noastră interioară, de sufletul nostru. Este energia noastră de viață și această energie ne aduce în locurile în care avem nevoie să ne hrănim. În aceste zile, în aceste trei zile, deci până la ora 16:41, dar astrologii spun că până mâine dimineață, ar fi minunat să gândim pozitiv, să ne facem un plan pozitiv de viață, să ne facem un plan frumos. Tot ce vom gândi în aceste zile, deci începând de miercuri, dacă ați văzut emisiunea Corneliei de marți, fără să, inconștient, noi am fost ghidate de asemenea să vă vorbim despre puterea gândurilor și despre puterea cuvintelor și despre iubire.